diversității este mai mult decât o simplă titulatură oficială. Ea reprezintă, de fapt, asumarea unei identități, a unei viziuni asupra misiunii didactice și științifice specifice unei instituții de învățământ superior. Din 2019, universitatea noastră poartă numele lui George Emil Palade, pe care îl sărbătorim astăzi, 19 noiembrie, când se împlinesc 109 ani de la nașterea reputatului cercetător care a intrat în panteonul personalităților de talie universală datorită cercetărilor sale din domeniul biologiei celulare, cercetări care i-au fost de altfel recunoscute în anul 1974, când a obținut Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină. Pentru cei care poate nu sunt atât de familiari cu ceea ce înseamnă cercetările și impactul major al studiilor pe care el le-a întreprins, permiteți-mi să apelez la o analogie care aparține tot unui cercetător de origine română de la Rockefeller University of New York, care spunea în felul următor: dacă până la George Emil Palade studiam celula la fel cum am studiat planeta Pământ văzută din spațiu, datorită lui George Emil Palade și colaboratorilor săi, pe această planetă am reușit să vedem case, oameni, familii și acele detalii care de fapt au contribuit la evoluția științei. Este de-a dreptul copleșitor să vorbești despre marele savant, despre unul dintre mari oameni care au schimbat lumea. Întotdeauna am vorbit despre marele savant cu multă bucurie, o fac și astăzi, cu bucurie și cu venerație. O să vă ofer o pastilă doar de istoria medicinei de vârf și o să punctez câteva date esențiale din viața marelui savant. A fost un om moral, un om de o cultură vastă, un om care a fost educat într-o familie de intelectuali în spiritul vremurilor interbelice. Nu a urmat o carieră universitară în filozofie așa cum și-ar fi dorit tatăl însului, iar în 1930 devine student la Facultatea de Medicină din București. Aici, încă din primii ani, înclinația sa este spre științele biomedicale, mai puțin pentru partea clinică la patul bolnavului. Întâlnește oameni providențiali care îi vor marca viața, cum este profesorul Francis Greiner sau Boivin, și care îl vor îndruma pe drumul cel sinuos, pe drumul atât de greu al cercetării medicale. În timpul studenției își pregătește și lucrarea de dizertație finală, după studenție, bineînțeles, își pregătește teza de doctorat dintr-un domeniu mai ciudat pentru acele vremi. Studiază sistemul urinar al unui cetacel, al delfinului. În 1940 își susține teza de doctorat și urmează drumul care îl va face celebru. Cu pași mici la început, destul de dificil pe parcurs, dar reușește în cele din urmă să ajungă în top. Frecventează în acea perioadă oameni importanți ai vremii, personalități ale lumii medicale, cum este Dimitrie Bagdazar sau cum este Grigore Tepopa, care l-au îndemnat, cunoscându-l deja, să părăsească țara și să se specializeze în Anglia sau în America. Chiar îl susține foarte mult în acest demers Grigore Tepopa. În 1946 se căsătorește cu fiica industriașului Malaxa, cu Lulu Malaxa. Va avea doi copii, Filip și Georgia. În orice caz, va reuși să părăsească țara pe un vapor de marfă împreună cu familia sa și ajunge în America, în colivia de aur a Universității Rockefeller, tânăr cercetător. Aici începe cercetare în problemele intime celulare și aici se conturează adevăratul drum. Providența îi scoate în cale pe Albert Claude, cel care va lua Premiul Nobel împreună cu Emil Palade și cu Christian de Duve.
Albert Claude îl inițiază în microscopia electronică, vor fi studii pe parcursul la 20 de ani legate de secreția proteică celulară. Acest domeniu l-a interesat cel mai mult pe George Emil Palade și începe o serie de cercetări, primește o serie de premii. În 1961 devine membru al Academiei de Științe Americane, primește cetățenia americană de la Universitatea Rockefeller, pe urmă ajunge la Universitatea Yale și cercetarea de vârf își urmează cursul. Astfel că în 1974 primește premiul Nobel împreună cu Albert Claude și cu De Duve. Iar festivitatea de la Stockholm, este foarte interesant să relatăm această festivitate, când George Emil Palade primește premiul Nobel, pe acea scenă era și Solzhenitsyn, care primește premiul acesta pentru literatură, premiul Nobel, 4 ani mai târziu, din motive politice. În toată perioada americană a păstrat legătura cu România și a vizitat nu numai părinții, dar și prietenii. Cu Cuti Juvara a rămas prieten toată viața și a încercat să ajute tineri cercetători să se specializeze în America. Era foarte dificil în acea perioadă comunistă. Reușește totuși cu soții Simionescu, Nicolae și Maia Simionescu, care vor pleca cu ajutorul lui Palade în America, unde vor face cercetare timp de 10 ani. A avut un cult pentru istoria României, a avut un cult pentru literatura română, pentru artă, pentru tot ceea ce era românesc și a păstrat cetățenia română. Recunoașterea sa a venit în țară un an mai târziu de la primirea premiului Nobel, în 1975, când devine membru de onoare al Academiei de Științe Române, iar în 2007 îi va fi conferită Steaua României în Ordin de Colan, cea mai mare distinție care se atribuie unei personalități. Moare în 2008, în 7 octombrie, în San Diego, unde s-a retras în ultima parte a vieții. Cenușa îi va fi împrăștiată o parte la Aspen și o parte de pe vârful Cudor din Buceci, o ceremonie în cer restrâns, unde au participat copiii dânsului și printre cei care se aflau în momentul acela acolo era și doamna academician Maia Simionescu. Sigur că s-a vorbit foarte mult despre Emil Palade, mai ales în perioada post-decembristă, era puțin mediatizat în perioada comunistă, nu s-a spus niciodată nici în presa internațională că ar fi de origine română, însă situația s-a schimbat foarte mult. Unul dintre elevii marelui savant, Blöbel, și el laureat al premiului Nobel, a spus că George Emil Palade a fost pentru medicina mondială ceea ce a fost Einstein pentru fizică. Iar cel care a supraviețuit cel mai mult dintre cei trei, De Duve, i-a făcut un portret extraordinar într-un discurs în 2011. A spus că avea o ținută morală, o ținută intelectuală de excepție. Avea o rigurozitate în muncă, o rigurozitate care s-a extins și asupra celor pe care îi păstorea. Și a făcut din știința medicală o adevărată artă. Noi, aici, îl comemorăm astăzi, cinstim memoria prin universitatea noastră, care de câțiva ani îi poartă numele, dar și prin noi, universitarii, dascălii și prin studenții noștri, noi care încercăm să oferim calitate cercetării și învățământului universitar. Dacă doriți să aflați mai multe despre cel care este supranumit cartograful celulei, vă așteptăm la Muzeul Universității George Emil Palade, unde veți putea admira printre exponate replica autentificată a medaliei și diplomei premiului Nobel obținute în 1974 de cel care astăzi este patronul spiritual al universității noastre și care ne determină să ne ridicăm la nivelul devizei E Pluribus Unum.